Seat Cupra, mașina care dă pârțuri. Un motor de Passat 2.0 diesel. Ce s-a auzit? Puțin frânele. Nu îi dau launch control din cauza că consider că tracțiunea față nu este făcută pentru așa ceva. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și acesta este un Seat Cupra. Salut! Pare bine! Și mie? Mie îmi face totdeauna plăcere să fac car vlog cu mașinile abonaților. Tu ești un abonat? Da, sunt un abonat, te știu încă din 2010 sau 2009, când ai pus video cu domnul pe care l-ai plimbat destul de haotic prin oraș. Da. Și voi, dacă aveți o mașină mișto și vreți să facem un car vlog, lăsați un comentariu mai jos și poate facem un car vlog. La fel cum a lăsat și Darian și uite că să facem un car. Darian. Spune-ne, Darian, despre mașină. Mașina este un Seat Leon Cupra 290. Mașina a fost achiziționată de nou din România. Ce motor are? 290 de cai, benzină, 2.0 benzină. Deci 2 litri turbo benzină. 2 litri turbo benzină, da. 4 pistoane? 4 pistoane. Probabil 2000 de centimetri cubi. 16 valve sau nu știi? 16 valve, da. Deci două admisii, două evacuări pe cilindru. Cum stăm cu turbolagul? Turbolagul este prezent, dar nu este unul masiv, după părerea mea. Uh-huh. Adică, uite, spre exemplu, o dăm în sport. Intră a treia, o retrogradăm, da. Și accelerăm, dar nu blană. Este un pic prezent. A dat un pic de pop. Și mașina asta dă un fart. Iar la, dă un fart? Da, dă un fart, așa se numește, așa îi spun, adică cei din vest. Da, un pârț. Așa îi spun cei din vest. Noi, în România, doar ca pârț am putea să traducem motamo. Seat Cupra, mașina care dă pârțuri. Mai toate din gama VAC, da. TTS, Golf R, Leon Cupra 290, 300 și S3 dau fart, dar din câte știu eu, pe Cupra 290 fartul la upshift este unul dintre cele mai puternice. S-ar putea ca să fie egal cu cel de pe TTS, de 310 cai tracțiune integrală. Deci ăsta e practic un Volkswagen. Da. Seat este deținut de Volkswagen. Ce te-a determinat să iei mașina asta și nu un Golf sau nu o altă mașină? Te-ai gândit la alte opțiuni când ți-ai cumpărat-o? Da. Ce m-am dus să văd a fost Seat Leon Cupra 290, Ford Focus RS 2.3 350 de cai, Golf R, cel fără facelift, că vorbim de vara anului 2016, cele 300 de cai, fără facelift. Deci de cât timp ai mașina? Mașina o am din vara anului 2016, mai exact din iulie. Deci faci 2 ani. Atunci am comandat-o. Comanda a fost dată în iunie și mie mi-a venit mașina pe 3 noiembrie. Cât adică a costat mașina? Mașina a fost 40.500 de euro. Eu nu mi-aș cumpăra mașina nouă niciodată. Niciodată? Niciodată. Da, pentru că bine, se devalorizează foarte mi-a cumpărat, mult. Mi-a cumpărat Jaguar, știi? Și când cumpărați o mașină nouă, chit că e de pe stoc sau că e comandă specială cum am avut-o eu, adică nu mi-am luat-o de pe stoc. Cereți discount, la mașinile noi se face discount. Prețul de 40.500.000 de euro, am primit un discount. O să-l păstrez secret, deoarece consider că este o discuție între mine și dealer. E de bun simț să private. Ții acest lucru private. Foarte bine, da. Foarte frumos. 40.000 de euro, grămadă. 40.000 de euro, 500 la care s-a mai obținut un discount, care zic eu a fost destul de măricel. Mașina asta consumă exact de două ori mai mult, aproape de două ori mai mult, ca un motor de Passat 2.0 diesel. Ce s-a auzit? Puțin frânele.
Nu prea mai încăput loc, ca plăcuțele să fie foarte groase și sunt foarte lipite de disc. Deci ai dat 40.000 de euro și scârție. Și scârție un pic la plecare pe loc. Nu faci tot timpul, dar uneori faci. Stai așa cum să nu mai clar. Da, mama. Andy, am primit hârtile pentru excursie. Voi imprim și mie și luni. Da, pe uneori faci așa când plec. Dacă veniți mâine, mi-l aduci mie. Unde pleci? În America, mă, pe 26. Aha, am înțeles. Unde? În Los Angeles, California? Da, o să zic că mai carizat. Santa Monica, acolo. Se laudă, se laudă. Nu știu ce canion, Gran Canyon. Am înțeles. Bine, hai, trimite pe mail și sprintez eu. Deci, fii atent, trimit AC2 male, atât? arongmail.com. Ok, perfect. Da. Bine, te pup, papa. Oh, cum mi-a închis telefonul? Direct l-a închis, da. O să zic că e regizat. Da, e regizat. Hai, mă, dă-i blană, că am reverse să vadă blană. Iar dacă am dat o repriză, da, ca să fim și limita legală, de la 60 la, o punem în modul Cupra, la 60 la modul 100. Cupra, asta e ca un modem, nu? Da, are mai multe profile. Îți întărește amortizoarele? Da, întărește amortizoarele. Am mai multe profile, am confort, Cupra, sport și individual, da, pot să avem 60 la oră până la 130. S-a dus și camera. S-a dus și camera. A dat și un murț? A dat și un murț. Da, fuge ceva. Și cam asta a fost ca să ne menținem totuși în limita legală. Dar mi se pare o mașină destul de simplă așa la interior, vezi? Pentru 40.000 de euro... 45.000, da. 45.000 e destul de simplu așa. Bine că plătești foarte mult motorul pentru ea. Da, foarte mult motorul. Bine, mie mi-a plăcut să fie simplu, adică mi-a plăcut simplitatea. Pur și simplu, am navigație aici, sus, exact lângă ceasurile de bord. Climatizarea cu butoane foarte intuitive, adică mașina nu mi-a plăcut să aibă foarte multe butoane. Acum suntem în modul confort, da? Da, acum suntem în modul confort, dar cu motorul NS. Da, vezi, în modul confort e totuși cam rigid așa, aș zice. Nikon-ul-s Focus RS. Da? Nikon-ul-s Focus RS, da. Am făcut un test drive la Țiria cu el și oamenii chiar super retreabă. M-au lăsat să fac exact ce trebuie cu mașina la test drive. Test drive-ul a fost vreo 45 de minute, din care când m-am dat jos, tot piciorul meu drept era închilozat. De ce? Moment în care, pentru că stăteai foarte rigid, faza e că mașina era cu mașina de test era cu scaune Recaro, cele tip scoică, că sunt două tipuri, scaunele Recaro, exact astea, bucket seats, făcute așa mai groase, sau scoică fix pentru circuit. Tot ce puteai să reglezi la el era în față și în spate. Nu puteai lombar, nu puteai să dai spătarul mai pe spate, mai așa, și nu puteai nici pe înălțime. Deci era o singură setare, în față și în spate. Da, e mișto că ești foarte informat. Asta e foarte bine, că văd că știi fiecare detaliu. Deci după 2 ani ești mulțumit de mașină. După 2 ani sunt extra mulțumit, extra mulțumit. Eu consider că am făcut alegerea corectă și o să și expun de ce. De ce? Ca și consum, în consumă decent. Cât consumă? Întrebarea românului. Întrebarea românului, da. Nu pot să dau exact un consum anume. În principal, în ultimii mei kilometri am mers doar cu mașina în București. Și cu un singur plin poți să scoți până ți se aprinde rezerva oarecum 390 de kilometri, 400 de kilometri. Deci cu un plin. Cât are rezervorul? De 50 de litri. 50 de litri. 50 de litri, da. Cam micuț așa. Cam așa spune pe hatchback-uri. Uh-huh. Uite că am făcut și un research special că eram sigur că o să mă întrebi. Da. La clasa compactă hatchback, da, niciun hatchback nu are soft close, nici RS3. Ce punem în modul Cupra, din modul confort. Da. Ținem apăsat câteva secunde pe să dezactivăm SC-ul. Da. Și acum călcăm maxim frâna și apăsăm accelerație. Și uite, scrie programul Launch Control activ. Da. Ok. Și așa se aude el când e la activa maxim. Ok. Gata. Da. Nu îi dau Launch Control din cauza că consider că tracțiunea față nu este făcută pentru așa ceva. Uh-huh. Tracțiunea față este făcută doar dacă chiar vrei să te joci cu ea, e să îi dai pe drumuri virajate și spre exemplu un mers de la
40 la oră, i-ai dat, nu mai patinează roțile, nu mai se dă șoc așa de mare în cutie, nu ai șoc. Deci suntem în modul Cupra, în S. Avem 40 la oră, 3, 2, 1 și... Suntem în treapta a doua, da. O duc la 40 la oră, da. SC-ul totul e dezactivat, am pus-o manual, go! Fuge bine, bine! Fuge... O conduc și eu acum? Cu cea mai mare plăcere. E unicat. Este posibil unicat. Niciodată nu spun niciodată. Oh, mama. Nu, calci, dar o calci liniar, nu apeși cu japca. Să nu dăm șoc în motor direct. Și când iei piciorul de pe accelerație, îl iei lin. Șoc în motor? Da. Să zic. Știi aia cu ce este mielului? E tare rău.